Te simți constant inflamat și nu știi de ce? S-ar putea să fie alimentele inflamatorii pe care tu le consumi și nu știi că îți fac rău. Astăzi o să vorbim despre 5 alimente care te inflamează, balonează și nu te ajută în viața de zi cu zi. Zahărul rafinat este cel care stimulează producția de citochine inflamatorii, iar cercetările indică o legătură clară între consumul acestuia și inflamația din organism. Uleiurile vegetale rafinate nu doar că sunt toxice, dar destabilizează nivelurile de omega-3 și omega-6 din organism, intensificând și ele inflamația, dar în plus dereglează și metabolismul. Carnea procesată, mezelurile, creme, buștria buni care îți plac ție, pentru faptul că conțin conservanți, coloranți și alte adaosuri și ele fac ca inflamația să persiste în corp. Chiar dacă nu ai intoleranță la gluten sau cel puțin nu știi că ai, cum se întâmplă în majoritatea cazurilor, să știi că glutenul în sinea lui te inflamează și susține inflamația din corp. De aici până la alergii, intoleranțe sau alte infecții, este doar un pas. Alcoolul, ce bine merge un pahar de vin la masă, nu-i așa? Dar, din păcate, odată ajuns în sânge, la ficat și la creier, susține inflamația și el. Așa că e bine să ne gândim de două ori înainte să mâncăm un aliment care are talentul să ne destabilizeze corpul. Mie nu-mi place să mă simt rău după ce mănânc, pentru că mâncarea trebuie să fie nutritivă, să ne hrănească și implicit să ne simțim bine după aceea. Nu te simți bine după ce mănânci, ți-e somn sau te balonezi, ceva ai făcut greșit. Revizuiește-ți alimentația, meniul, ceea ce ai mâncat înainte și găsește intrusul. Pregătiți să-ți crești calitatea vieții? Haide pe sorinșidiana.ro. Abonează-te chiar acum și o să primești informații gratuite, săptămânal, tips and tricks despre cum să te simți mai bine.